s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor. Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Am vrut să fie nu doar piu, ci mafia. Am vrut să fiu o țară întreagă, pentru o țară întreagă. Biugi Mafia. Viața e un cadou frumos și unul de căcat. E de căcat să trăiești din România, de fapt nu că e ceață praf. E un sistem bolnav într-o țară frumoasă pe care o fac pilaf. Târfe ordinare cu un singur scop, să ne sece pe toți ca ei să fie în top. Nu contează cine moare, dacă moare, cum trăiește. Că oamenii se aruncă de pe blocuri ori pește, că oamenii își dau foc, că nu au de mâncare, că se moare în spitale de atâta nepăsare. Vă se spânzură copiii de dor pentru părinți, plecați afară, unii cu multă școală, că n-au mai suportat bătaia de joc. Politică pe băți cu pic și po, că morții voștri de hoți cu pretenții de lor, cei ucid cu altă față să vă văd pe toți morți. Mai bine beau oțet, mă jur, decât să ascult ziariști cum îi ling pe ăștia-n cur, decât să ascult cum au pus-o ei de umblat. O parte din presă încă presează doar căcat. Eu, cum că se face, cum că se trece, cum că pe nimeni nu-i mai înțelege. Ar trebui ca cineva să-i alerge și să-i mângâie pe spate cu ciomege. E vina mea că am așteptat atâția ani, poate s-o schimba ceva. N-am realizat că am dușman pe aici, stai așa că o să ascult și eu lama de la pici. Mi-a zis un frate să tac, să fiu atent, că o să trimită garda să mă ducă la ciment. Dar fi cât pot de tare până o să cad în cavou. Eu fac pula lume și apoi o fac cadou. Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Sunt aici, la mine sunt icon, răsună în mintea mea zi de zi ca un eco. Să sufăr eu pentru voi, o zi din om, mă pun la lume și vă fac cadou. Tu trebuie să aducă bani cu chiru, aș vrea să zboare sticle incendiare, să spargă surzitor geamuri guvernamentale. Că ați lăsat bătrâni fără alinare și ați adus profesorii în prag de disperare. Toată lumea e în prag de disperare și copiii voștri cheltuiesc banii noștri soare. Nesimțire mare, zic pe față, părinții mei n-au strâns atât de și-au muncit o viață. Ar trebui să vă sechestrăm, în plină stradă să vă desprăcăm, să depilați în pielea goală pentru un popor palit, să purtați peste organe declarațiile de venit. Revoluția e o tânără fată, acum are 20 de ani și-a luat-o pe un drum. Guvernul a promis că o ajută, dar prea întâi s-o fută. Însă revoluția nu e o curbă, în schimb politica e și e vexată. Poate să-ți scută viața toată dintr-o dată, că nu e justiție adevărată, este doar o marionetă dirijată. Suntem ascultați, deformați, informați, cenzurați, jefuiți, baciocoriți, suntem împinși la groapă sistematic și prin sistem până cineva o să ridice punul ferm. Că suntem încă vii și vrem să avem copii și pentru ei suntem în stare să vă scoatem ochii. Și dacă asta e lumea oferită pe platou, eu-mi bag pula în iată lume și vă fac cadou. Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Unde-s pistoalele, unde-s punalele, caii și flintele haiducilor? Sunt aici, la mine sunt tricou, răsună în mintea mea zi de zi ca un eco. Să sufăr eu pentru voi, o zi din nou, bag pula lume și vă fac cadou. Mult respect pentru Valisterian. Piesele lui sunt la fel de relevante și acum. Ar trebui să cadă cerul pe noi, că am devenit în timp doar niște oi. Pumnul strâns.